Dacă Dumnezeu este dragoste, se pune următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu este dragoste, de ce a îngăduit să se întâmple lucrul acesta? Asta e întrebarea care trebuie să ne pune fiecare. Dacă Dumnezeu care este dragoste a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, înseamnă că Dumnezeu știa și știe că lucrul acesta o să ne aducă un oarecare folos, adică strâmbtorați fiind oamenii de a situația care este acum, mai mulți se vor întoarce către El decât dacă nu s-ar fi întâmplat nimic. Se întâmplă lucrul acesta din cauza că noi avem nevoie de ele. Starea în care era omenirea era de așa natură că Dumnezeu vrea să ne intervină, să intervină în felul acesta ca să ne trezească, pentru că era o mare ispită pentru omenire, ceea ce se numește realitatea virtuală. Oamenii erau atât de atrași în realitatea virtuală încât pierdeau atât de mult timp cu lucrurile acestea și pierdeau din timpul care a dat de Dumnezeu pentru mântuire. Trebuie să știți că ceea ce a făcut acum toată ispita asta care a venit peste noi, a făcut Dumnezeu, a intervenit în așa fel încât să ne trezească din amulțeala în care eram. Dumnezeu cumva, fără să ne dăm seama acum, este un cuvânt pe care l-a spus un părinte din Sfântul Munte, a pus piciorul pe frână, că prea mergea omenirea asta cumva într-un ritm accelerat către prăpastie. Și Dumnezeu a pus piciorul pe frână, a încercat cumva să ne oprească puțin din drumul ăsta într-o direcție greșită. În felul acesta, un virus care este mai mic decât un micron, un virus foarte mic, care l-a dus pe om în situația de a se smeri. Trebuie să știți că Dumnezeu, lecția mare care vrea să ne-o dea Dumnezeu este următoarea. Dumnezeu vrea să ne arate că îndepărtându-ne de El, de fapt ne lipsim de tot binele. Dumnezeu vrea să ne arate acum cine suntem și unde am ajuns prin îndepărtarea de El. Și asta nu ca să cădem în deznădejde, ci Dumnezeu ne arată lucrul acesta ca să ne întoarcem la El până nu este prea târziu. Iar acum trebuie să înțelegeți, este un cuvânt spus de Părintele Paisia Gheoritu, se spune că pocăința omului, pocăința oamenilor, schimbă planul lui Dumnezeu. Deci ceea ce trebuie să facem noi acum trebuie să încercăm să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că dacă se întâmplă lucrul ăsta, este un alt cuvânt, pocăința puțin atrage mine pentru mulți. Iar pocăința este un cuvânt care de multe ori a fost, să zic, înțeles greșit. Dacă cineva devine pocăit, adică sectar, se spune că lucrul acesta este asociat cu pocăința. Asta nu este pocăință, ci este cădere în eres, este erezie, este cu totul altceva. Pocăința înseamnă efortul nostru de a ne împăca cu Dumnezeu, întoarcerea asta la Dumnezeu. Cuvântul care este din limba greacă, se numește corespunzător, este metania. Metania înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții de la un mod de gândire lumesc, la un mod de gândire centrat în jurul propriei persoane, egoist, în care căutăm ceea ce ne place nouă și nu căutăm la folosul celorlalți, la un mod de gândire după Evanghelie. De aceea, pentru ca să pocăiască cineva, este nevoie să citească și ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. Aceea, faceți-vă timp să citiți măcar o zi Sfânta Scriptură, în special Noul Testament. Dar să citiți Noul Testament cu gândul de a traduce ce scrie acolo, de a traduce în viața voastră. Este scris în limba română, dar trebuie tradusă mai departe în viața noastră. Adică lucrurile care sunt scrise acolo sunt scrise ca să încercăm și noi să le facem măcar într-o mică măsură, să încercăm să le aplicăm în viața noastră. Și mai este un lucru, trebuie să știți, faptul de a crede cineva în Dumnezeu este o chestiune care nu se datorează în totalitatea Lui. Este dorința mea de a crede în Dumnezeu, dar la acea dorință a mea se adaugă și un har pe care Dumnezeu îl revarsă peste noi, un har care să se lășluiește în inima omului. Dacă cineva crede în Dumnezeu, înseamnă că un anume har de la Dumnezeu să se lășluiește în inima lui. Numai că trebuie să știți că harul acela este, cu toate că este atotputernic, în același timp, ușor, este fragil, în sensul că ușor pleacă dacă noi facem lucrurile care nu sunt plăcute înaintea Dumnezeu. Pentru că omul face anumite păcate, harul acela se împuținează, iar dacă omul stăruia face păcate, se retrage, iar omul trăiește aceasta ca o stare de gol lăuntric. Petre Țuțea vorbea la un moment dat despre ceea ce se numește golul metafizic, adică o stare pe care o are cineva care s-a îndepărtat de Dumnezeu, numai gol. Și spunea că acel gol metafizic doar Dumnezeu îl poate umple. De aceea trebuie să înțelegeți că nu este atât de mare problemă, să zicem așa, pandemia, ci este mai mare problemă faptul că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și că situația asta a fost posibilă pentru faptul că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu este dragoste, dragoste care nu se schimbă, indiferent de ceea ce fac oamenii. Și atunci, dacă Dumnezeu este dragoste, se pune următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu este dragoste, de ce a îngăduit să se întâmple lucrul acesta? Asta e întrebarea care trebuie să ne pune fiecare. Dacă Dumnezeu care este dragoste a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, înseamnă că Dumnezeu știa și știe că lucrul acesta o să ne aducă un oarecare folos, adică strâmbtorați fiind oamenii de a situația care este acum, mai mulți se vor întoarce către El decât dacă nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică și situația aceasta s-a întâmplat pentru că aveam nevoie de ea și aveam nevoie ca să ne ajute să ne putem revizui, să zic așa, atitudinea pe care o avem vis-a-vis de Dumnezeu și pentru faptul că oamenii, în ansamblul lor, s-au prins în capcana aceasta materie. Patimile s-au făcut cumva ca un fel de clei pe care a lipit mintea oamenilor cu totul de materie. Dumnezeu vrea de la noi să ne desprindem cumva de materie ca să putem cumva să căutăm și căzăcerea ale Duhului.
Sufletul omului nu poate să se împlinească decât atunci când îl cunoaște pe Dumnezeu, decât atunci când se împacă cu Dumnezeu. Iar lucrurile astea, dacă le înțelegeți în termenii ăștia, că este o invitație a lui Dumnezeu de a ne întoarce către El și de a ne împăca cu El, nu mai sunt deloc atât de înfricoșate. Este un oarecare doctor din Elveția, cunoscut al nostru psihiatru, și acela a avut foarte mult de lucru în timpul pandemiei cu oameni care au cuprins de tot felul de atacuri de panică. Și concluzia lui, așa, mai în glumă, mai serios, a fost următoarea. Virusul fricii este mai periculos decât coronavirus. Adică frica aceea care îl cuprinde pe om, poate să facă mai mult rău decât însuși virusul în sine. De aceea, ca să alungați frica, trebuie să înțelegeți. Frica este ca o pâclă care vine peste mintea omului. Iar dacă omul nu este atent în legătură cu frica asta, frica aceea întunecă mintea și pe urmă coboară în inimă, îi învârtoșează, îi mai împietește inima și pe urmă omul acționează instinctiv și foarte egoist. Încearcă, cum se spune, să-și scape pielea. Ori trebuie să înțelegem că dacă vrem să scăpăm din situația asta, trebuie să punem în vedere, să avem în vedere și porunca lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Să știți, totdeauna împreună putem să răzbim mult mai ușor. De aceea se spune în Evanghelie, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci una din soluții, problema este să încercați cumva să vă plecați și la, și la nevoile celuilalt. Să încercăm să fim ceea ce n-am putut să facem, să zicem așa, în de rând, nu este poate momentul să facem acum. Una din soluțiile de înfruntare a crizei este asta, faptul ăsta, de a încerca să fim mai uniți. De a încerca să ne înțelegem unii pe alții, de a încerca să jertfim propriul nostru egoism pentru bine la propriul. Oricum, mai devreme sau mai târziu situația aceasta, trebuie să știți că dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, tot Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Deci atunci când Dumnezeu va găsi de cuvință, se va înceta și lucrul acesta. Numai că atunci trebuie să fie trecut prin perioada aceasta cu un oarecare folos. Adică este un mare minus ar fi pentru noi ca să avem o perioadă neagră a vieții noastre, perioada când s-a întâmplat situația aceasta. Pentru că perioada aceasta, dacă știm cum să privim lucrurile, putem să aflăm mare folos. Se spune că suferința se face călăuză către Hristos. Dacă cineva suferă, trebuie să asocieze suferința lui cu o cruce pe care Dumnezeu o propune. Este cuvântul Sfintei Scripturi. Cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia cruce, să urmeze mie. Dar trebuie să știți, în măsura în care cineva își asumă o cruce, în aceeași măsură învie duhovnicește. Așa și cu lucrul acesta. E o cruce pe care Dumnezeu ne-a pus-o acum pe umeri. În măsura ca noi acceptăm crucea aceasta, ne asumăm, ne dăm seama că asta este pentru binele nostru, în aceeași măsură reușim să înviem duhovnicește. Și ceea ce ne interesează este asta, faptul de a învia duhovnicește. O să vă aduc aminte aici de un cuvânt pe care îl spune Părintele Sofronie, îl spunea Părintele Sofronie și îl relatează Părintele Rafael Noica. Se spune despre Părintele Sofronie că era în vârstă, era, se apropia de sfârșitul lui și cândva în perioada pascală stătea pe pat și le spunea transpunea în cuvinte o trăire adâncă pe care avânântul lui. Și le-a spus cuvintele acestea. Pentru om, moarte nu există. Omul nu poate muri ca așa l-a făcut Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți că pentru om nu este moarte decât pentru trup. Sufletul omului este nemuritor. Și asta știau și o știu și toți păgânii. Este cea mai prezentă idee în toate religiile, faptul că omul este nemuritor. Numai că trebuie să înțelegem că viața asta este pregătire pentru cealaltă viață și ceea ce semănăm în viața aceasta va trebui să culegem dincolo. Pe scurt, trebuie să creștem în viața aceasta ca să putem trăi veșnic cu Dumnezeu. Iar toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră sunt îndobrona lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine în viața noastră ca să ne ajute să putem să creștem duhovnicește. Dacă sunteți atenți la ce s-a întâmplat înainte de a fi pandemie, o să vedeți că oamenii erau într-o oarecare măsură un fel de vrăjire a lumii. Oamenii erau prinși ca de o vrajă în zona aceasta, în special de realitate virtuală. Erau trași în zona ce erau absorbiți acolo și își cheltuiau timpul pentru lucrurile acestea. Dumnezeu asta face, încearcă să ne scoate din zona aceea ca să putem să ne lucrăm mântuirea. Dacă noi rosim timpul acela care e dat de Dumnezeu pentru ca să creștem duhovnicește pentru tot felul de lucruri, care nu sunt neapărat rele, care sunt prezente pe internet, nu sunt de lepădat și tocmai aceea aici constă primeștea că sunt lucruri amestecate, sunt lucruri bune, amestecate cu lucruri mai puțin bune. Dacă lucrurile acestea legate de realitatea virtuală devin un factor principal în viața noastră, suntem dezechilibrați din punct de vedere duhovnicesc. Lucrurile acelea sunt date ca să le folosim limitat și cu mult discernământ. Nu sunt date să ne acapareze viața. Nu sunt date să cheltuim timpul care e dat de Dumnezeu pentru mântuire. Și asta este important să înțelegeți, că s-a întâmplat lucrurile astea ca să ne trezim, să începem să trăim din nou o realitate și nu realitate virtuală. Pentru că în realitatea virtuală, trebuie să știți, este construită după patimile omului. Site-urile care sunt de succes sunt site-uri care într-un fel sau altul hrănesc patimile omului. Așa sunt construite, în așa fel să aducă oarecare senzație. De aici fac ceea ce se numește rating. În realitatea în care suntem noi, trăim, mult mai ușor putem să ne întâlnim cu Dumnezeu decât în așa numită realitate virtuală. Nu că acolo Dumnezeu nu poate să fie prezent, dar în realitatea în care trăim este mult mai ușor să ne întâlnim cu Dumnezeu. Toate
Într-un fel sau în cel a trimit către Dumnezeu. Marea, cerul albastru, spune Sfântul Vasile cel Mare că prima contemplație a lui Dumnezeu este contemplația firii zidite. De aceea este important să înțelegeți că unul din mesajele, să zicem așa, ceea ce se întâmplă este întoarcerea la Hristos, întoarcerea la Dumnezeu. De ce? Pentru că în felul ăsta omul își află, să zic, propria lui identitate. Omul, ca să fie de plin, trebuie în sufletul lui să fie ca un suflet al sufletului lui, harul lui Dumnezeu. Iar pentru ca să aveți înăuntru harul lui Dumnezeu, trebuie să aveți o lucrare prin care să puteți să atrageți acest har. Dumnezeu asta vrea, să ne desprindă cumva din zona asta în care stăteam într-o morțeală, să ne trezească, ca să putem să atragem harul acesta, care este cel care va defini caracterul nostru în veșnicie. Se spune că este o corespondență, se spune că caracterul unui copii este determinat de viața pe care are în pântecele mamelui, așa numită viață intrauterină. Copilul magazinează mult sau puțin trăile pe care are mama. Deci este important ca dacă este soția însărcinată, soțul să-i facă cât poate de mult viața frumoasă, pentru că caracterul copilului, mai exact, nucleul personalității este legat de viața pe care o are când este în pântecele mamei. Tot așa există o corespondență între viața aceasta și viața veșnică. În viața aceasta trebuie să domodim caracterul nostru pentru veșnicie. Sfinții au înțeles lucrul ăsta în mod desăvârșit, de aceea au lăsat totul ca să poată să domândească o stare bună în veșnicie. Și ajuns la măsura Sfinților, a devenit locașul Duhului Sfânt. Trebuie să știți că Dumnezeu de la fiecare dintre noi poate să ne dea lucrul acesta. Nu este nimeni care să nu poată să ajungă la măsura duhovnicească. Mântuirea nu este ceva care să nu poată să fie atins de cineva. Numai că trebuie să-și dorească. Și toată ispita mare legată de lucrul este faptul că oamenii uită de mântuire și nu mai doresc lucrul acesta. Și cu neputință să domândești ceva pe care un obiectiv, nu ai cum să atingi un obiectiv pe care nu ți-l propui. De aceea, dacă puneți chestiunea asta, să vă căutați să puneți mântuirea ca un lucru central în viața dumneavoastră, toate celelalte cumva se rezolvă de la sine, după cuvântul pe care spune Mântuirea în Evanghelie, ce căutați mai întâi împărăția cerurilor și urmează o mare făgăduință și toate celelalte se vă duc la vouă. Am asta vreau să vă spun. Hristos a înviat. Mulțumim din inimă, Părinte. Mulțumim din inimă. Dacă se simțiva asta.